La Giurgiu Nord, în imediata apropiere a terenurilor agricole, s-a înălțat de curând o casă cu pridvor din lemn. Nimic ciudat până aici, numai că de pe acoperiș se înalță două cruci. Fațada este plină de icoane, iar deasupra ușii principale flutură două steaguri, unul al României și celălalt al unui cult bisericesc. Mai mult, în interior, totul seamănă cu o biserică. Există altar, icoane și toate cele necesare săvârșirii unei slujbe. Dar cine slujește aici? Un personaj cel puțin misterios pe numele său de scenă, Arhimandritul Filip, un tânăr nerecunoscut de Biserica Ortodoxă Română, dar care totuși poartă straie specifice preoților ortodoxi și care ține slujbe după ritualul Bisericii Ortodoxe. Acest Arhimandrit Filip nu este cleric, nu este preot în Episcopia Giurgiului și nici în Patriarhia Ortodoxă Română. Acest Arhimandrit Filip ține de așa numită mitropolie creștin-ortodoxă autonomă, de stil vechi, deci de calendar vechi, din Italia. Și cu această mitropolie, de un grup de preoți care au rupt legăturile cu Biserica Ortodoxă Română și nu numai, și s-a constituit în această mitropolie, având în frunte pe numit mitropolit Onufrie Pop, pe numele lui real Olivian Ghindiu. Părintele Filip este greu de găsit, își schimbă des numerele de telefon și stă departe de ochii lumii. Totuși, se pare că nu renunță la pasiunea de a ține slujbe pe ascuns, iar dovezile pot fi văzute chiar în curtea bisericii improvizate și recunoscute de cei care frecventează zona. Sunt preoți, e o biserică. Păi știți de ce vă întreb? Pentru că Episcopia nu o recunoaște. Nu asta. S-a depus plângere la poliție. A, știți nu, ceva? Nu. Dar preotul ăsta care vine pe aici? Deci nu știu, am văzut, cred că, deci nu știu. Nu l-ați văzut pe aici? Am văzut că ține slujbe. Ține slujbe? Da, reprezentanții Episcopiei Giurgiu au auzit și dânsii de personajul cu sutană, așa că au depus pe numele real al acestuia mai multe plângeri și sesizări la autoritățile abilitate din Giurgiu. Am făcut la acea vreme sesizare, atât către inspectoratul județean de poliție, către poliția locală, către Consiliul Județean și către toate autoritățile care au posibilitatea de a interveni și de a anchetea această situație. S-a mai făcut de asemenea o adresă în luna ianuarie a acestui an și autoritățile, din câte cunoaștem, au început o anchetă, au demarat cercetări să identifice pe acest om. Una dintre sesizările Episcopiei a ajuns la Serviciul de Investigare a Criminalității, care cercetează speța pe numele așa zisului stareț fără mănăstire, fiind întocmit un dosar penal. Plângerea a fost înaintată spre competentă soluționare polițiștilor Serviciului Investigații Criminale, în cauză fiind întocmit un dosar penal în care sunt întreprinse cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiuni de uzurpare de calități oficiale, urmând ca la finalizarea acestora dosarul penal să fie înaintat la parchetul de pe lângă judecătoria Giurgiu cu propuneri legale. Autointitulatul Arhimandrit Filip va trebui să dea socoteală faptelor sale și să explice cine l-a împuternicit să-și deschidă biserică particulară. Între timp însă, reprezentanții Episcopiei le cere credincioșilor giurgiuveni să nu se lase înșelați de acest personaj și chiar atunci când un preot le bate la ușă să nu ezite să îi solicite legitimarea.